Bună seara! Bună seara! O să vă rog să luați loc pe canapea. Bună seara, domnul Stănilă! Hopa, așa. Veniți din comuna Zam, satul Pojoga, Hunedoara. Zăpadă mult acolo pe la dumneavoastră, așa e? Nu, doamna, s-a mai dus. S-a mai dus? Că am văzut Pregătește loc la alta. Pregătește loc la alta, da? Aici sunt. Bună seara! Sunteți foarte pitoresc așa cu costumul ăsta popular. E de la... din familie sau... Așa e portul, doamna. Așa e portul. Dar cine v-a făcut ea asta? Asta, doamna, eu am cusut-o. Dumneavoastră ați cusut-o? Ei, când aveam 17 ani. Și ați păstrat-o de atunci? Da, pui. Da, îmi place, știți ce îmi place? Că ați combinat-o cu un sacou care pare modern. Nu, păi ăsta fă mai la îndemân. Am înțeles. Da, îmi pare rău că n-avem și un critic de modă între noi, dar cu siguranță că ar fi fost încântat de felul în care... Combinația. De combinația asta, exact. Și de cușma asta care înțeleg că se poartă acum, e foarte la modă. Moda tot revine în timp. Roata modii se întoarce, iar înapoi. Așa e. Domnule Ruben, apropiți. Haideți să ne povestiți un pic despre harul acesta pe care l-aveți. De unde ați deprins harul ăsta de a găsi plantele care trebuie, de a le culege, de a le combina în așa fel încât să facă oamenii bine? Asta vine din naștere. Nu poți să-l înveți pitete. Dacă îți plac și la naștere, vin de la sine. Când mergea câte un bătrân, să mergeam câte un bătrân pe munte cu vichile sau cu ceva, asta plantă e bună la cutare, băgam pe calculator, cealaltă e bună la cutare, iară. Tot așa am adunat de la unul la altul, că am notat pe o carte pități bătrâni, sute de ei. Alții mai țin minte, alții nu. Când am trecut mai câtă bătrâniață, am început să le notez. Uh-huh. Și nici amul nu s-a răsprăvit. Că în fiecare zi mai înveți, cum cât treia și te învață și de aceea te prost mori. Da, mă gândesc că am văzut că aveți un caiet foarte gros. Acolo aveți rețetele, combinațiile? Ape rețete, plante care devine la fiecare bol de rețetă, nu este unică. Că fiecare persoană e unică. Aha. Nu e leac pentru om și nici dacă gemi. Nu e la unul ca la celălalt. La fiecare e diferit, în funcție de afecțiunile pe care le are. Dar cel de una, prima dată, cum o zis, o zamucis. Prima dată trebuie vindicat creierul, mintea omului. Omul, dacă se liniștește, trebuie să-i cați în sufletul omului să vezi ce necaz are. Să spui omul tău ce are, să dezbreci în chelea boală, cum s-ar zice. Ca să știi exact ce e în sufletul omului. Poate că boala nu provine de la un accident, de la o alimentație. Poate vine de la un necaz. Și omul să leze din necazul, să stâmpire, spunându-l cuiva, să stâmpire. Dacă nu îl întreb cum îl cheamă pe om, omul atunci se slobode și spune tot ce are. Așa are reticență dacă știi că cine e și ăsta și nu spune, așa el rămâne anonim. Și-a spune tot ce are. Și atunci știi de unde e, că un mic punct, dacă nu l-a spus, nu știi unde bagi stăt, că poate să plece de la un lucru mărunt. E la o supărare, e la un stres. Cum în loc să gândească să mai lase loc și pentru sănătate, noaptea să gândească cum să facă bani, să gândească că urcă în șalămuiare, orică nu termina lucru cu tare, cine și ce. Noapte pentru hodină creierul se poate lucra. Că dacă creierul lucrează și noaptea și ziua, e un timp plăcat. Păi da, dar vedeți că astea sunt vremurile în care trăim, oamenii sunt ocupați, au câte două, trei locuri de muncă, da, ca să asigure copiilor. Nu mâncă cu două linii. Așa e, da? Ți-ai gândesc că vor zice... școli bune pentru copii? Da, școli bune și ce scoate? Dacă nu-l învață din mine cu muncă și vrei să dai de gata, cum ai avut domnul vin la mine, zice, nu pot să am prunci. Că până nu am mașină, că o să aibă și apartament, poți să-i trebuie zi până trebuie și elicopter, ajungi la 50 de aia, atunci nu mai faci prunci veac. Tă lucruri la vremea lui. Toate nu poți să le ai cât ele vreau omul. Strictul necesar, bată să fie. Da, spuneți-mi, ați avut pe cineva în familie care s-a mai ocupat de treaba asta? Nu știu, poate mama, tata, bunic, ceva? A, pe pești care știa câte o bucată, câte o plantă, celălalt alta, vecinii și
care mergeam cu oameni și cu toți bătrânii, că am fost prieteni mai mult cu bătrânii. La bătrâni înveți întotdeauna ce e bun, dacă vrei să culegi. Cine are bătrâni să-i vândă, cine n-are să-i cumpere. Că bătrânii prețuiesc mai mult ca aur, înțelepciunea bătrânilor. Dar înțeleg că sunteți căutat din toată țara. Păi vin oameni și din cor și din cule. Altă dată vin 2-3, altă dată nu vine niciunul. După cum are durerea. Altă nu-i trebuie niciun leac decât un sfat bun. Să descarcă suflechea și să o lecuit. Și cred că vin și acolo la dumneavoastră în Pojoga, unde înțeleg că e foarte frumos, nu? Da. Și natura a fost generoasă cu locurile alea. Natura generoasă păstătă, numai să căutăm. Cum e ce să îmbolnăvească de 3 sferturi, că s-o rup din mamă, din maica natură. Noi natura ne-am născut și omul în natură e legat. Când ne-a dezlegat din natură, ne-a părăsit și ea pe noi. Păi și noi ăștia care stăm aici între blocuri, nouă ne-e greu, ce să facem? Ei, măcar o zi, două pe lună, rup și mers în natură, dar nu o cabană, să-ți petreci la cabană, că aceea n-ai mai mers în natură. O plimbare, s-a auzit un cântec a păsărilor, un susul de izvor, o șoaptă apă cum curge. Atunci să te înveți și faci una cu natura, să o simți. Să facem o drumeție, da. O conexiune, să te simți că faci parte din natură. Că atunci te primește. Și atunci îți dă și ea sănătate, energia ei. Dacă te duci numai ca să treci, mai trece pe bulevard, n-are nimic. Să vezi minunăția unui flori, unui arbore, să te bucuri. Și bucuria aduce liniște și sufletească. Asta face mult. Aveți dreptate aici, aveți dreptate și în multe privințe. Deci trebuie să lăsăm ceva și pentru, și pentru suflet, nu numai pentru bani. Dar spuneți-mi, pentru ce afecțiuni vă caută oamenii? Nu știu, ce vă spun că au? Că au probleme cu stomacul. Altul are cu stomacul, stomacul, da, te fi durând stomacul. Aia poate să fie alimentație, poate să fie pe pază nervoasă, că e supărat de ceva. Stomacul poți să ai alte probleme, ci la stomac poți să ai și cu ferea. Trebuie să iei omul de amăruntul, tăte de unde pleacă, tăte trebuie să ai un început. Ca să le conectați. Să le conectezi, să vezi tăte rotițele să le aduni, să nu fie ceva lipsă. Că de-aia dai numai pentru stomac. La stomacul poți să fie și la fere, poți să fie și ridicat ceva, să fie cum ziceau bătrânii vătămat. Deci stomacul deplasat din cauza ridicării greutăți. Sunt mai multe motive. Mă doare în spate, poate să fie și rinichi. Rinichi iradează și într-o parte și într-alta. Deci trebuie mult povestit cum cu o jumătate de ceas, un ceas ca să dai seama ce e. Dar sunt și oameni care, nu știu, vin la dumneavoastră cu un diagnostic de la medic și spun, domnule, medicul mi-a dat acest tratament, dar cred că mi-ar prinde bine și un ceai. Asta nu oprește tratamentul medicamentos. Corect, e important. Foarte important. Care le-am spus fiecare, ce ți-a spus medicul sfânt. Aia ți-e ajutătoare. Deci exact cum ai avea o mașină și mai bați ceva benzină să meargă mai repede. Deci ajută și pe sau fiind naturale. Sau ca să vezi mai bine, da. Deci fiind naturale, care sintetice, corpul e ceva străin, nu e din natură cum e planta. Și atunci îl primește, dar îi afectează când rinichii, când ficatul. Că nu e a lui. Combinându-l cu planta, exact cum ar face un pansament. Planta intră în direct și ajută și medicamentul, își face și el efectul. Și dacă planta își face efect mai tare, mai poate reduce și din medicamentul chimic, după cum merge tratamentul. Ei, și cred că cu asta l-ați cucerit și pe domnul doctor, că a spus domnul Ruben clar. Da, e interesant, e mai mult așa, ușor spre psihologie combinată cu terapie de asta duhovnicească aproape, ca și cum... Da, da, medicul e principalul. Medicul da, e principalul, ce da. Voiam să zic din punctul ăsta de vedere strict, atâta timp cât nu se echivalează plantele sau ceaiurile cu tratament vindecare, adică de boli foarte grave, eu n-am neapărat o contraindicație, dar mă să știți că și ceaiurile, de fapt orice, și fructele și legumele, au în ele substanțe chimice. Chimice din natură, dar chimice pe care le pot scrie din componente, da, cum zice am, chimia. Da, dacă, nu, și dacă, pe care tot, domnul doctor, tot trebuie dacă, ficatul să le metabolizeze. Cumpărați portocale din Turcia, da, multe chimice, substanțe chimice. Da. Dar nu, depinde, acolo să... la Pojoga, la domnul Ruben, fructul e fruct, nu, nu eu e voiam stropit, să zic e... efectiv componentele din plantă. În mod sigur,
există în chimie. Da, există și plante otrăvitoare. Au niște denumiri chimice fără niciun fel de problemă și acestea trebuie metabolizate tot de corpul nostru, ficat. Adică asta nu înseamnă că dacă bei ceaiuri, substanțele din ceaiuri trec așa prin corpul tău. Nu, și ele trebuie să treacă prin un proces de metabolizare. Doar că medicamentele, aici e toată treaba, sunt așa cum sunt ele studiate, sunt făcute studii clinice ample, pe mii, sute de mii, că vedeți, uneori mai apare câte o problemă cu medicamentul scos de pe piață sau lucruri de genul ăsta. La ceaiuri n-a făcut nimeni studiile astea pentru că lăsați că ceaiul de mușețel, ceaiul de teie, de când sunt făcute niște studii de-astea empirice. Și apropo de anghinare, că îl auzeam pe domnul Stănilă vorbind despre anghinare, e bun pentru fiere. Material chiar e bun, am testat eu.